Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Dacă nu v-ați abonat încă și vă place contentul pe care îl fac, nu uitați să o faceți. Și dacă sunteți noi pe acest canal, aici este cu și despre parfumuri. O dată pe lună vorbim și despre alte produse, poate mai fac și un empties. Asta ca să știți ce se întâmplă pe canalul acesta Parfum cu Drag. Dar în general vorbim despre parfumuri, așa cum facem și astăzi. Ei bine, am strâns aici lângă mine multe parfumuri pe care eu le consider ieftine și bune. Și din nou, dacă nu știți, am o serie întreagă de clipuri de genul acesta. Cred că am și un folder pe undeva pe acolo, unde am strâns toate clipurile. Și acesta cred că este al 6-lea clip de genul acesta, nu mai știu. În fine, poate că unele nu se mai află în colecția mea. Poate că pe unele le-am mai făcut cadou sau pur și simplu am testat unele parfumuri și vreau să le recomand, dar încă nu se află în colecția mea. Susțin tot ce am spus până acum în clipurile mele de parfumuri ieftine și bune. Și dacă vreodată mă răzgândesc în legătură cu un parfum, cine știe ce se întâmplă? Nu știu. Eu vin cu update, promit. Însă, astăzi am strâns lângă mine niște parfumuri pe care le consider eu ieftine și bune, fie că și le recomand, fie că vă doriți să vă cumpărați o alternativă mai ieftină a unui parfum de nișă, un parfum scump, un parfum de designer mai scump și nu vreți să dați banii pe parfumul original, fie că, așa cum mi se întâmplă și mie la unele parfumuri, fie că vă doriți să vă cumpărați parfumuri mai accesibile. Și haideți să începem cu niște parfumuri pe care eu le-am mai inclus în clipurile mele de ieftine și bune, dar nu în seria aceasta, ci am făcut pur și simplu un clip și poate că se pierde, m-am gândit eu, și cred cu tărie că parfumurile de la Twins merită toată atenția. Mojo este preferatul meu, apoi îmi place foarte mult Dia, îmi place și acela Sakura sau nu știu cum se numește, ori parfumul original se numește așa, o să vă scriu pe ecran. Mojo, vă spuneam eu că este preferatul meu. Mojo este un parfum fructat, proaspăt, în același timp zemos cumva și are și ceva spicy proaspăt, dar este un parfum absolut minunat și eu îl ador. Are și un pulverizator foarte bun, are o sticlă bună, are un preț mic. Ce poți să vrei mai mult de atât? Chiar este un parfum pe care poți să-l porți și în perioada rece, dar și acum, fără nicio problemă, pentru că are ceva proaspăt în el. Și vă spuneam eu că sunt mulțumită de parfumurile de la Twins, de la prezentare până la parfum. Sunt foarte bune, desigur că nu toate au aceeași intensitate, nu toate au aceeași persistență, dar mi-a mai plăcut foarte mult și Dia, pe care nu-l mai am în colecție, dar l-aș recumpăra, sincer, am foarte multe parfumuri și de asta nici nu recumpăr multe parfumuri, dar da, l-aș recumpăra, este un parfum frumos. Moncrash este o variantă mai ieftină a parfumului Instant Crush de la Mancera. Consider că merită parfumurile acestea, sunt în jur de 80 de lei și da, au și niște sticluțe superbe, au căpăcelele acestea cu magnet, deci da, îmi place. Mie plac parfumurile de la Twins și chiar mi-aș dori să mai aducă noutăți pe Dubai Collection pentru că aș vrea să mai testez și altele, eu le-am testat pe toate, cred că au scăpat vreo 2-3 netestate. Ok, hai să continuăm. Și continuăm cu un alt parfum. Vai, deci îmi place atât de mult cum arată sticluța aceasta. Nu știu, nu mi se pare chicioasă, chiar dacă e plasticoasă așa și nu, chiar îmi place cum arată. Este un roz atât de frumos, un roz pudrat. Iara, vorbim de Iara de la Latafa. Și mă tentează foarte tare și Moa, spuneți-mi, v-am mai rugat eu să-mi spuneți despre Moa, cum vi se pare, pentru că mă tentează foarte tare și acela și în afară de asta, îmi place foarte mult sticluța aceasta și aș vrea să o am și pe cea albă. Iar Moa este un parfum cremos, un parfum pudrat, vanilat, dulce.
lactonic și da, îți dă senzația de milkshake. El are ca și note heliotrop, orhidee, are un acord gurmand, fructe tropicale, mă duce cu gândul și la cocos și mi se pare un parfum potrivit pentru orice sezon. Nu îl văd un parfum gurmand care nu se potrivește în perioada caldă, dimpotrivă, mi se pare că la vară chiar o să fie foarte plăcut, că nu este atât de intens, adică nu este o bombă gurmandă, este un parfum plăcut și tropicao. Îmi place mult să zic, cred că ați văzut că în ultimele clipuri am tot folosit cuvântul acesta. Dar da, este un parfum foarte frumos, îmi place și consider că merită să vă uitați, să-l testați, să vedeți cum vi se pare, dacă aveți ocazia să-l testați, pentru că e frumos din toate punctele de vedere. Trecem mai departe la acest Anaïs Premier de Lis de la Cacharel, un alt parfum care consider că are un preț ok și este frumos și bun. Aici avem pară. Avem o pară dulce, suculentă. Este o pară foarte coaptă și zemoasă. Dar avem și flori, avem bujor. Este un parfum foarte feminin, foarte frumos, ușor. Mi se pare potrivit chiar și pentru perioada mai caldă. Foarte bun acum primăvara. Din nou, un parfum foarte versatil, să zic așa. El are și cacao. Chiar eram curioasă când nu îl cunoșteam cum miroase această cacao din bază, dar nu pot să zic că o detectez. Pentru mine acesta este un parfum cu pere coapte și zemoase. Și chiar persistă destul de bine pentru apă de toaletă, pentru prețul pe care îl are, consider că merită. Chiar este un parfum frumos. Dacă voi căutați un parfum cu pere, un parfum cu pere dulci și coapte, chiar vă recomand parfumul acesta. Este un parfum foarte frumos, foarte frumos. Îmi place mult de tot. Alt parfum care m-a cucerit este acest Paradox. Acesta este de la Eva Daniela Edosa, se găsește pe parfumat.ro și m-a cucerit pentru că am testat parfumul original, adică Prada Paradox. Nu este un parfum pe care l-aș cumpăra neapărat, n-aș cumpăra neapărat originalul, pentru că mai am parfumuri cu izul acesta, dar am vrut să-l cumpăr pe acesta, să văd cum este. Și Paradox este un parfum foarte feminin, un parfum intens, floral dulce. Avem o deschidere fructată, apoi avem multe flori albe, avem floare de portocal, neroli, iasomie, deci toate florile albe care se regăsesc în multe parfumuri. Și avem în bază vanilie de bourbon, ambră, flori albe și benzoin. În cazul în care vă plac parfumurile gen Libre Le Parfum, ce mai era? Dolce & Gabbana Parfum, stai așa că îmi scapă, Valentino Voce Viva, intensă, da. Genul acesta de parfum, doar că aici avem o deschidere fructată care în Paradox trece destul de repede. Apoi simțim acele flori albe, este un mijloc așa plin de flori, sunt buchete de flori albe, de floare de portocal, învăluite în această vanilie și ambră. Este un parfum care se încălzește, se îndulcește și miroase super bine. Deci miroase foarte bine parfumul acesta, persistă foarte bine, l-am purtat, îl port cu mare plăcere și din nou vă spun că nu aș cumpăra neapărat parfumul original, dar îmi place foarte mult el ca și parfum și atunci mă mulțumesc cu această clonă. Nu știu, nu l-aș cumpăra originalul pentru că mai am parfumuri, v-am zis, cu izul acesta și nu are rost să am multe parfumuri care se aseamănă între ele. Însă, pentru că parfumurile de pe parfumat.ro, clonele acestea sunt accesibile, da.
Da, se poate, se poate și îl vreau în colecție. Foarte frumos este acesta, îl folosesc cu mare, mare plăcere. Chiar vreau să mai încerc și alte parfumuri de la Edosa pentru că sunt chiar bune. Și sunt cam ca cele de la Lorina. Și dacă tot vorbeam despre Lorina, continuăm clipul cu un alt parfum pe care îl găsiți pe parfumat.ro, Black Kiss. Aceasta este o variantă mai accesibilă a lui Nishane sau Nishane. Am văzut că, în general, persoanele care vorbesc despre Nishane spun Nishane. Abar n-am cum se pronunță, dar în fine, înțelegeți voi despre ce este vorba. Black Kiss de la Lorina este un parfum frumos și eu chiar testasem Ani, mi s-a pus pata pe parfumul acesta, între timp am primit și clona parfumului și am zis da, da, este exact ce îmi trebuie, cuprinde tot ce îmi trebuie din Nishane, bineînțeles că originalul este mult mai cald, am vorbit mai multe despre parfumul acesta în clipul anterior în care am și primit, v-am arătat pachetele pe care le-am primit și îmi place, îmi place foarte mult. Dacă vreți și voi o variantă mai ieftină, îndreptați-vă către Black Kiss. Am înțeles că mai sunt și alte clone, am înțeles că mai este unul de la Latafa care se numește Nashit, eu nu l-am încercat, Nashit, da, cred că așa se numește, dar îmi place acesta, chiar îmi place, este și el intens, este persistent și îmi place. Un alt parfum care îmi place foarte mult și pe el l-am mai inclus într-un clip, dar nu în această serie și am vrut neapărat să fie aici pentru că este un parfum care îmi place foarte, foarte mult. Lalique Le Parfum este un parfum vanilat, un parfum cald, un parfum lemnos, cald condimentat, migdalat. Este un parfum superb, superb, superbisim. Și da, se deschide așa cu o vanilie aromatică, apoi se încălzește, se îndulcește. Consider că este un parfum care merită atenție, care este bun și la un preț ok, zic eu. Nu m-am mai uitat de ceva timp la prețuri, dar niciodată nu l-am văzut să fie foarte, foarte scump. Este foarte frumos parfumul acesta. Chiar îmi place mult. Și continuăm tot cu un parfum care se deschide și el așa cu o vanilie aromatică. Guess Seductive Noir. Da, un parfum care seamănă cu Mont Guerlain, doar că eu văd, de fapt, sunt și diferențe, nu pot să zic că este inspirat de parfumul acela. Avem așa o vanilie aromatică, o vanilie dulce, seducătoare, un parfum la un preț accesibil, care este frumos și merită din nou atenția. Îmi place mult cum miroase, îmi place mult cum se dezvoltă. Este un parfum frumos și este intrat recent în colecția mea, dar m-a cucerit de la prima pulverizare. Chiar este frumos. Am varianta asta mică, în general port seara și îmi place super, super mult și acesta. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi, de fapt ultimul parfum pe care eu îl mai am aici și pot să vi-l arăt, însă mai am o listă cu parfumuri pe care ori nu le mai am, ori încă nu le am în colecția mea, așa că urmează și acea listă. Caed Alfursan Unlimited de la Latafa este un parfum, am văzut că pe 12 note de exemplu se spune că este asemănător cu Supreme Bouquet de la Yves Saint Laurent, nu cred, nu. Și nici nu aș zice că are, că simt eu ceva din notele astea pe care ei le redau aici. Bergamotă, fructe de pădure, măr, mesteacă, niasomie, trandafir, note florale, mușchi, ambră, vanilie, mosc. Da, este moscat, este curat, dar în același timp are și ceva cremos, lactonic. Este și dulce, dar nu prea dulce, pudrățel, cremoșel. am început să vorbesc în diminutive. Este
frumos parfumul acesta și are un preț mic. Mi se pare super ok pentru prețul pe care îl are și cumva mă duce cu gândul și la o cremă de corp. Mi se pare un parfum potrivit pentru seară, mi se pare un parfum cozy, relaxant, foarte bine echilibrat așa, pentru că este el dulce, lactonic, dar nu este prea dulce, nu este înnecăcios, este un parfum ușor. Și chiar îmi place și acesta, din nou, pentru prețul pe care îl are, este super ok, sticla este frumoasă, capacul este cu magnet, îl găsiți și pe el tot pe parfumat.ro, de acolo l-am luat eu. Să începem și cu lista despre care vă spuneam și o să încep cu Inara White. Am tot recomandat parfumul acesta și îl recomand în continuare, chiar dacă eu nu l-am în colecție. Îl pun cumva în categoria de miros cu Sakura My Geisha. Și de aceea nici nu mi l-am luat în colecție, deși recunosc că mă tentează foarte tare. Nu vreau să... Adică sunt multe parfumuri pe care eu le am pe listă, dar încerc să nu înțelegeți voi. Acum, Inara White este un parfum care mie îmi place mult de tot. Un parfum frumos feminin. Este un pic mai pudrat decât Sakura, de exemplu. Are persistență bună, este foarte intens. Ce vreau eu să zic este că Inara White cred că este la 100 de lei și ne raportăm și la preț pentru că să fim serioși și realiști. Adică nu putem să avem super pretenții pentru un parfum de 100 de lei, dar mi se pare bun pentru prețul acesta. Velvet Night de la Ubaya este iar unul care mi-a plăcut foarte mult. Un parfum foarte intens și seducător și feminin și superb, superb este. De la Ubaya mai sunt și altele pe care le-am testat, nu sunt pe placul meu neapărat. Pot să apreciez că miros bine și așa, dar nu mi le-aș cumpăra eu. Dar Velvet Night m-a cucerit, este superb și are un preț bun, cred că este undeva la 150 de lei, când nu este redus, dar l-am văzut și pe la 130, chiar mi se pare super ok. Mai avem Ogboy Autobiografii, pe care îl găsiți pe Dubai Collection, aici avem citrice, dulci, avem o minunăție de parfum. L-am avut în colecție, mai aveam puțin în el și l-am dat Mihaelei pentru că știam că îi place și ei și am zis să-l testeze și ea și să vadă dacă își cumpără sticla. Pe Ogboy l-aș recumpăra cu siguranță. Își merită banii și miroase super, super, super bine. Ce mai este pe aici? De la Maison Azrar, de pe Dubai Collection, Zenobia este parfumul care m-a cucerit de la Maison Azrar. L-am făcut cadou. Dar mi l-aș recumpăra și pe acesta, chiar mi-a plăcut mult de tot. Și mai avem, nu mai avem nimic. Asta este tot. Acestea sunt toate recomandările mele din acest clip, din această serie de parfumuri ieftine și bune până în momentul acesta. Dar cu siguranță vor mai veni și alte clipuri cu parfumuri ieftine și bune. Vă las în descriere link-uri pentru seria aceasta de parfumuri ieftine și bune în cazul în care nu le-ați văzut sau să le găsiți mai ușor. Ei bine, în descriere găsiți și link către grupul meu de Facebook în cazul în care vreți să veniți acolo și să discutăm despre parfumuri, despre parfumurile pe care le purtăm. Avem acolo discuții, păreri și o gașcă de fete foarte, foarte de treabă. Găsiți și coduri de discount pentru parfumurile de pe Dubai Collection, pentru parfumurile de pe parfumat.ro în cazul în care vreți să faceți cumpărături acolo și multe altele. Așa că verificați și descrierea clipurilor. Vă mulțumesc pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou. Nu uitați să vă abonați, mă găsiți și pe Instagram. Doresc o zi minunată, v-am pupat! Pa, pa!